cam așa s-ar putea defini, cred eu, personajul Demrădulescu, de fapt omul, actorul Demrădulescu. Vă rog să mă contraziceți dacă e ceva greșit în această definiție. În primul rând să stabilim că lumea mi-a văzut așa portretul fizic, cred că am rămas candidat la președinție. Nu, este... Da, ați avut în intenție vreodată chestia da, asta? Da, a fost da? Visul meu. Noi oltenii vrem să ajungem director. M-ați întrebat dacă corespunde că sunt bun om, că sunt malițios. N-aș putea spune exact cum sunt. Încerc să fiu. Dacă îmi permiteți aici o remarcă, în capul de rățoi spune un personaj al lui George Ciprian, zice, dumneavoastră ta miroși a om. Să încercăm să mirosim a oameni. Da. De fapt, cine este omul Demrădulescu? Păi, a spus bine. Demrădulescu este un om. Eu cred, personal, că spectatorul, telespectatorul dumneavoastră, nu cred că vrea să afle viața mea, care nu are nimic spectaculos și deosebit. Există o tendință, așa, cine își prezintă viața, vrea să arate că el a fost Mozart. Eu n-am cântat la pian la 3 ani, nici n-am avut pian. Important este că am avut o aplicare, probabil, spre treaba asta. Simțit atras de această profesie, mirajul ăsta al scenii. Restul nu este nimic spectaculos, n-am fost un elev eminent. Odată am luat un premiu 3, dar am fost și corigent în școală. N-am avut ceva, am recitat prima poezie la 17 ani. Deci n-am avut ceva de prindere, n-am fost Shirley Temple, așa, n-am fost un copil minune. Fericit moment în viața mea a fost când am cunoscut-o pe actuala mea soție, care mi-a mai dat un moment fericit când s-a născut fetița mea. Fetița noastră vă apreciază umorul? Nu știu dacă umorul, dar nu aș vrea să discutăm despre ea, pentru că... Dar dumneavoastră ce fel de umor apreciați? Eu nu cred că am umor. Nu, dar ce umor apreciați? Umorul pe care îl apreciez da. Eu? Păi, eu nu știu dacă pot să vă dau o explicație directă. Urmăresc acum cu imensă plăcere un mare actor italian care se numește Fantozzi. Eu cred că humorul tragic al acestui individ este humorul de cea mai bună calitate. Humorul se naște, este la limita dramei, adică când zahărul devine amar. Nu cred că humorul este ceva care trebuie căutat, care trebuie împins, care trebuie exagerat, pentru că asist la ora actuală la o trecere foarte... foarte bruscă și ne la locul ei spre un humor alarmant. Credeți că există o explicație pentru producția de bancuri pe piața românească care a scăzut îngrozitor? Adică și-a pierdut românul umorul în confruntarea cu economia de piață? Da. Se spune că românul are humor. Are. Dar... mai sunt și români care au un humor deplasat. Nu pot să râzi de niște lucruri foarte grave și serioase, nu pot să transforme, așa zisul, cabaret politic în niște atacuri directe la persoană. Să ne întoarcem la Fantozzi. Nu avem Fantozzi, păcat, dar avem Benny Hill. Să ne ocupăm puțin de caz. Da. Benny Hill, Dumnezeu să-l ierte, a fost un caz, e adevărat. Eu îl consider unul din actorii care i-am văzut eu geniali. Are un alt gen de humor american. Românul este, vine la teatru posomorât. Românul este, trebuie să-l scoți din starea în care se află, ca să-l aduci la tine și de-abia pe urmă el să adere și să meargă cu tine. Se confundă actoria, profesia cu atacul. Sigur că omul când aude, eu știu, poate de asta deplasată total. Stologene, n-ai lăsat doar în izmene. Poate să o spună oricine și să râde.
Asta nu înseamnă că actorul are profesie și are talent. Mircea Crișan, care a fost un genial. Spun a fost pentru că nu mai e la noi. Îi dea Dumnezeu multă sănătate. A fost un mare actor. Cred că era mai mare decât Tănase. Mircea Crișan avea subtilitatea. Subtilitatea a roșii, nu numai el. Tănase avea la un moment dat 14 comici. Unai Roman, Antonescu Cărăbuș, Dan Demetrescu, Elena Burmaz, Zizi Șerban, George Trestian. Era un fel de a trata. Comicul este un fel de a trata viața cu seriozitate. Cu seriozitate tratezi problema ca să se nască umorul. Dacă știi dinainte, îl vezi, pentru că se vede de cum se prezintă, cum apare actorul, mai cu seama la noastră la televiziune, știi că va fi ceva comic acolo. Că nu mai vorbește normal. El nu mai este normal. Îl vezi de când pleacă. Ori nu este adevărat. Ați pomenit de Alberto Sorge, ați pomenit de Jerry Lewis. Eu aș vrea să am născut o întrebare. Aș vrea să îmi spuneți cu ce personalitate din domeniul teatrului sau al filmului ați vrea sau ați fi vrut să jucați de la egal la egal. Titlul emisiunii noastre așa este, de la egal la egal amical. Iată și conversația noastră este ușor amicală și profesională. De la egal la egal cu cine? Cu un actor străin? Da. Da. Păi dumneata... Chestiune de sponsor. Dumneata, mă, păi, ca și cum a ta ai putea să fie egal cu Rockefeller. Ceva de filme și... Mă rog, am încă să trăiesc. Dar vreau să știți cine sunt ei. Ați auzit de Beverly Hills? Păi dacă vezi cartierul Beverly Hills și vezi casa în care a trăit Claire Gable, realizez că nu putem să ne punem pe picior de egalit. Să presupunem că ar fi un vis. Ar fi în absurd. În absurd. În absurd. Altfel să nu o luați. Nu că noi avem altă pregătire și suntem altfel obișnuiți. Eu iubesc un actor. Îl iubesc foarte mult și l-am văzut acum două luni de zile la televiziunea italiană, este De Niro. Rău, mi se pare o chintezență. Nu este cel mai mare, însă. Nu este cel mai mare. Cred că cel mai mare este la ora actuală Marlon Brando.